Este greu, într-adevăr, că viața ne duce așa în direcții foarte nebănuite sau neașteptate uneori, dar eu cred că arta pentru noi ar trebui să fie, înainte de faptul că ne mai oferă, eu știu, niște avantaje din când în când, ar trebui să fie pentru noi un refugiu. Pentru mine este. Iana era înaltă în clasa nouă deja și trebuia să-i fac corectura, ea vedea alt nivel, linie de orizont și era un pic cam greu și nu se fac. Mă ridicam cumva pe vârful, domnul Bejan, colegul meu, care e plecat acum în America, în Vancouver, era foarte, foarte glumeț, așa, zic că Adriana, cum a zis, ia la brațe pe domn profesor, ca să vadă și dumnealui la fel. Am vrut să zic că unii un scaunel sunt. În domeniul ăsta nostru se pune mult accent pe inspirație. Și inspirația nu vine numai din gândurile noastre. Vine și din contactul nostru cu ceilalți oameni, cu mediul din jur. Nu? Și în contextul ăsta cu munca domnului profesor. Cred că fiecare din noi, în clipa în care ajungem să vedem lucrări de calitate, o muncă de calitate, avem un imbold să facem mai bine, să dorim să obținem un rezultat mai bun. Și asta e partea cea mai importantă aici. Așa că mulțumim domnului profesor pentru efort și munca de o viață. Și sperăm noi ceilalți care venim din urmă să ne ridicăm la standard, să facem cât putem de bine. În așa fel încât elevii noștri să aibă un rezultat mai bun și, de ce nu, să-și aleagă o direcție, chiar dacă nu este foarte recomandată de mulți din jur, o direcție legată de artele plastice, nu? Grafică, pictură, sculptură, arhitectură, mai știu eu ce. Și totul vine dintr-un moment de genul ăsta. Când vezi rezultatul unui om, când vezi pasiunea care a pus-o pe suprafața respectivă, când îi asculți cuvintele și descoperi munca, lupta care a depus-o ca să rezolvi o compoziție, să pună un centru de interes, să facă mai vizibil un mesaj vizual și de altă natură, spiritual și așa mai departe. Așa că mulțumim pentru tot efortul. Implicare în a oferi servicii culturale de calitate publicului din Piatra Neamț și nu numai. Pe această cale țin să mulțumesc colegilor participanți, postului TLM, care, ca întotdeauna, este alături de noi și să vă invit ca pe parcursul următoarelor două săptămâni să treceți pragul acestei expoziții, pentru că vă veți îmbogăți din punct de vedere cultural și spiritual. Bună ziua! Numele meu este Ștefan Claudiu Hunter, sunt profesor de educație plastică în mai multe școli. Domnul Gache mi-a fost profesor și mie în liceu. Îmi aduc aminte cu drag orele și perioada liceului. Mă bucur că am putut veni aici astăzi și cu prilejul cercului pedagogic am putut vedea și lucrările domnului profesor. Vă invităm și pe dumneavoastră, pe toată lumea, să le vedeți, să veniți, să le analizați și dumneavoastră, să observați cât e de muncă la o lucrare plastică și aceste lucrări vă vor spune, cred că, ceva și despre autor sau despre viața dânsului. Așa că vă așteptăm cu drag, e până pe 14 noiembrie deschisă expoziția. Veniți cu copiii, mama, tata, cu cine puteți dumneavoastră, vă așteptăm, noi aici suntem. Toate cele bune! L-am cunoscut pe distinsul domn profesor în cadrul orelor de întâlnire la cercurile pedagogice. Este o prezență rară pentru că dumnealui lucrează mai mult în atelier și mai puțin ia parte la întâlnirile cu publicul. Îi place să se întâlnească mai mult cu culoarea,
De aceea, cred că operele dumnealui vorbesc mai mult decât vorbește dânsul. Este o prezență extrem de agreabilă, cu un chip blând, sufletul dumnealui se regăsește și în lucrări. De multe ori vedem inima sfărâmată în lucrările sale. Asta arată că se străduie mult să ne atragă prin culoare, prin frumos, și că nu de cele mai multe ori îi răspundem în egală măsură. Invit marele public să vadă atât de rarele expoziții de mare clasă, să vadă culoarea, frământarea artistului contemporan, care nu mai ajunge în inimile publicului atât de ușor. Deși domnul profesor este un excelent desenator al lucrărilor realiste, naturale, face lucrări de portret, natură statică, compoziție desăvârșite, dar de data asta se adaptează publicului contemporan care cere altceva. Și acest bucium îl vedem în lucrările dumnealui. Griurile colorate atrag pe toată lumea, cred că de la copil la adult, și cred că ar trebui ca marele public să fie în oamenii de pe stradă, atât cei neavizați, cât și cei avizați. Îi așteptăm cu drag să-i încânte și pe ei, așa cum ne-a încântat astăzi pe noi. Mă numesc Grădina Ruana, sunt profesor la Seminarul Teologic Beniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. Sunt profesor cracană Elena Georgeta, sunt profesoară la școala gimnazială numărul 5, la școala gimnazială Slobozia și la școala gimnazială Bodești. În cadrul acestei expoziții am venit cu sufletul și am observat atâtea tratări coloristice și atâta tratare a lucrărilor în mod sensibil coloristic și a liniilor. Domnul profesor are o deosebită deschidere spre căutarea divinului și spre căutarea acestei lumi celeste. Este o expoziție extraordinar de frumoasă coloristic și cred că publicul ar trebui să vină să o viziteze și să simtă într-adevăr această explozie și căutare fină a culorii. Ce mai am de spus este că domnul profesor are o activitate didactică impresionantă, este aproape de a ieși la pensie și îi mulțumim și îi urăm mult, mult succes în activitatea lui artistică în continuare. Și de asemenea că am cunoscut o elevă de-a dumnealui care a ajuns, deci doamna Irina Irimescu, care este în sudul Franței stabilită și are o galerie acolo. Și am sugerat și colegilor, domnii profesori care sunt astăzi prezenți la expoziție, să o contacteze și să își expună lucrările acolo. M-a bucurat ceea ce am văzut și sper ca și publicul nemțean să fie bucuros sufletește și deschis spre a vizita și a vedea aceste minunate lucrări a domnului profesor Agache. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Mihaela Pop, sunt profesor la Liceul de Arte Victor Brauner și aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnul profesor Grigore Agache. În primul rând, admir această expoziție a domnului profesor și observ că lucrările sale sunt încununarea tuturor ideilor domnului profesor în domeniul picturii și aceste lucrări reprezintă munca domnului profesor pe parcursul a multor ani, din câte știu eu. Am avut plăcerea să fiu și elevă la Liceul de Arte și chiar dacă nu am fost eleva domnului profesor, am fost elevă la secția de sculptură,
Am avut prilejul să discut cu domnul profesor, care în repetate rânduri ne-a dat foarte multe sfaturi în privința artelor plastice. Și pe parcursul anilor și acum, având plăcerea să fiu și eu profesor în cadrul Liceului de Artă, am reușit să-l cunosc pe domn profesor ca un om extraordinar, un foarte bun exemplu pentru noi toți profesorii, în primul rând în domeniul picturii. Îi urez domnului profesor la cât mai multe expoziții de acum încolo și îl felicit pe această cale pentru frumoasele și expresivele lucrări, tablouri de pictură în ulei, în acrilice. Și în mod deosebit apreciez ideile sale pe care le-a transmis prin aceste tablouri. Idei cum ar fi tablouri simbolice, cum ar fi inima fereastră, omul arhetipal și frumoasele compoziții plastice. Felicitări, domnul profesor, felicitări pentru toți anii de studiu, pentru frumoasele sfaturi pe care le-ați dat elevilor dumneavoastră și vă admir. Bună ziua, sunt pictorul Grigore Agache, profesor la Liceul de Artă din Victor Brauner din Piatra Neamț. Am deschis această expoziție cu ocazia unei activități didactice, cercul pedagogic, care se face semestrial în județ. Și mă bucur, sunt onorat să am un public deosebit de avizat, fiind colegii mei de la școlile de artă, care predau un domeniu și care cândva poate au fost și elevii noștri. Sunt tinerii din Nou Val, pe care îi așteptăm, de ce nu și pe Simeze. Expoziția, în mod normal, o să aibă un vernisaj la sfârșit, pe 14 noiembrie. N-am făcut vernisajul inițial, dar se pare că astăzi tot n-am scăpat de acest lucru și poate a fost de bun augur, pentru că pe undeva poate trebuia punctat momentul. Expoziția cuprinde un număr de 34 de lucrări de pictură și grafică. Pe teme cumva reluate, având ca subiect principal omul, omul în metamorfozele sale, în metanoia lui, ca să zic așa, de la zona existențială spre arhetip, spre zona de aspirație spre absolut, ca să zic așa. Ciclul expozițional se compune din teme om zid, inimă fereastră, clepsidră. Sunt mai multe teme pe care nu le mai enumer acum. Publicul doritor de frumos este invitat să vină să vadă această expoziție. Mulțumesc anticipat și sper să ne mai revedem. De altfel, finisajul pe 14, sper că nu mă repet, o să fie finisajul de final pe 14 noiembrie. Se obișnuiește așa, așa, se poate face finisajul la sfârșit. Încă o dată mulțumesc colegilor mei, profesori, publicul foarte avizat.
care a fost la această acțiune, această activitate, și sperăm să ne revedem și cu alte ocazii și sperăm că a fost de bun augur această manifestare.